Circulația rutieră a fost dată peste cap după ce un tir a ars pe autostrada A1 în Timiș. Un autocamion a ars în cursul nopții pe autostrada A1 pe raza orașului Făget, pe direcția spre Deva, blocând astfel în această dimineață circulația pe un sens, dar și pe banda de urgență. Se circulă pe banda 2 pe A1, kilometrul 435 Făget, sensul spre Deva. Banda 1 și banda de urgență sunt închise până în jurul orei 12, estimativ până la îndepărtare a unui autocamion care a luat focas noapte a anunțat DRP Timișoara